guys, welcome back, bine ați venit sau revenit aici pe canal, eu sunt Teo, gazda voastră din fiecare zi de vlogmas aici pe canal la ora 19. Și, cum ați văzut din titlu, astăzi o să ne ocupăm de două aspecte. În primul rând vreau să vă arăt niște cadouri pe care le-am primit eu recent, cu Secret Santa, cadouri surprize și așa mai departe, care mi-au făcut sufletul să crească și mi-au plăcut la nebunie și vreau să vi le arăt pur și simplu. Și când spun cadouri, mă refer la cadourile care sunt relevante acestui canal, adică cărți și în zona asta. Iar în a doua parte vreau să vă arăt niște imagini din frumosul București, acum cum arată decorat de iarnă. Imagini pe care le-am cules încă de la începutul lunii, de când a început să fie împodobit Bucureștiul, astăzi fiind ziua cu numărul 14 și înainte de a vă arăta și una și cealaltă, deschidem adventele. Adventul cu numărul 14 de aici, din Look Fantastic, adventul de beauty, este în această cutiuță pe care am scos-o deja, iar aici, înăuntru, ok, e ceva mai mic decât mă așteptam, scrie Grand Lash MD. Este un serum care ar trebui să ne facă genele mai largi. Trebuie să recunosc că n-am folosit niciodată un gel pentru a face genele mai mari, pentru că am avut destul de mult noroc și am niște gene naturale destul de mari și fără să le dau cu rimel. Și atunci nu prea n-am folosit niciodată, dar o să încerc și dacă văd că ar fi nevoie, bine, dacă nu, poate îl dau altcuiva care chiar să aibă nevoie de el. Iar legat de ceai, în ziua 14 am primit acest ceai cu rozătoare, cu acel șoricel foarte, foarte simpatic, care zice că este cu lemon balm, adică ar trebui să fie ca un fel de balsam cu lămâie. A stat la infuzat destul de mult timp. Ah! Cana! Asta e o cană pe care am primit-o de Secret Santa, adică v-am spus deja că am primit cele două căni, cea de data trecută era cu renul pentru Andrei și asta a fost pentru mine. Adică cea mai adorabilă, gingașă, elegantă și frumoasă și drăguță cană care există. Mie îmi plac nebunie ambele. Asta, într-adevăr, mi se pare că spune gingășenie și inocență și, nu știu, mi se pare așa, gen, este un cookie, este o prăjiturică, e adorabilă. Iar cealaltă îmi place pentru că este grosoană, așa, este un ren grăsan și îmi place cumva cum îmi țin mâna așa roată pe ea. Aici nu pot, aici o țin așa gingaș ca să aibă grijă. Mi se pare așa că e o fetiță, e un gingerbread fetiță. La miros nu mirase deloc a lămâie. Scria... Da, scrie că e lămâie. Miroase a ceai verde. Și are gust la ceai verde, deci nu are deloc lămâie. Dar chiar nu simt deloc lămâie, adică ciudat. Dar oricum ar fi, asta este cănuța, foarte, foarte drăguță. Și avem un ceai cu lămâie care nu are gust de lămâie, dar trebuie să recunosc că eventul acesta pe care l-am luat anul acesta este mult, mult superior față de cel de anul trecut, adică și ca arome și ca denumirile aromelor și ca ce mai conține. Da, sunt într-adevăr, e un ceai verde pe care scrie că e ceai cu lămâie și nu simt deloc lămâia, dar e un ceai verde ok. Dar au fost altele mult mai frumoase, gingerbread nu știu cum, milky nu știu cum, adică au fost multe crăciuniste, așa, mult mai bun decât cel de anul trecut pe care l-am avut și mult mai ieftin. Pe ăsta cred că am dat undeva la 25 de lei, cred, și acela a fost în peste 100 de lei, deci a fost mult, mult mai ieftin ăsta și mult mai bun, așa că în cazul în care la nu vreți să vă dați și voi un advent de ceai, eu cred că ăsta ar fi o idee foarte, foarte bună. Iar acum că am terminat cu adventele, trecem la cadouri și începusem cumva deja cu acest cadou, cu această cănuță care a fost primită la un Secret Santa pe care l-am organizat, iar împreună cu acea cănuță au mai venit multe alte lucruri, printre care și o carte pe care pot să vă arăt. Cartea o știți, cu siguranță, că ați mai văzut-o. Se numește Zile de Crăciun, de Jeanette Winterson și are 12 povestiri și 12 rețete pentru 12 zile de sărbătoare. Este de la Humanitas Fiction, este foarte, foarte frumoasă și, așa cum am zis, are și povești, are și ilustrații. Foarte drăguț și are și rețeta. Sandwichul meu cu friptură pentru anul nou. Acesta ar fi o rețetă, să înțeleg eu. Foarte drăguță, mi se pare că arată super, super frumos, cu scris mare, mi se pare o carte calitativă. Abia aștept să o citesc. Cred că nu știu dacă mai ajung la ea în acest decembrie, pentru că n-am citit atât de mult
pe cât m-am gândit că o să citesc în această lună, așa că nu știu exact, poate că o păstrez pentru anul următor, dar oricum mă bucur super mult de ea și abia aștept să ajung mai departe la ea. Iar mai apoi m-am văzut zilele trecute cu o urmăritoare care a venit în București și mi-a scris că în cazul în care am timp și pot să ne vedem într-o seară și s-a nimerit chiar să am o zi liberă, cumva s-a nimerit foarte bine și am reușit să ne vedem și a fost foarte, foarte drăguț și m-am bucurat enorm și chiar mi-a făcut seara mai frumoasă faptul că m-am văzut cu ea și mi-a adus două cărticele. Mi-a adus două cărticele care ea a zis că sau crede că o să-mi placă foarte mult și acum sunt și eu evident foarte, foarte curioasă de ele. Pe una o știu, este vorba despre Dragoste în vremea holerei de Gabriel García Márquez, carte pe care o știam de foarte mult timp, doar că eu acum mult, mult, mult timp prin facultate, când o citea cineva, cumva a fost prezentată sau nu știu, am înțeles cumva că ar fi ca un fel de telenovelă și nu prea vreau să citesc, dar acum că am citit un pic de singurătate, știu ce scrie Gabriel García Márquez și chiar dacă asta mi se pare că nu are treabă cu realismul magic, cu siguranță este o carte care să-mi placă foarte mult și de care sunt abia aștept să ajung la ea, adică chiar m-a nimerit foarte bine, mai ales că este din colecția asta. În colecția asta le-am și pe celelalte cărți de la Gabriel García Márquez, a potrivit perfect, adică este acolo în bibliotecă perfect. Așa că mă bucur foarte, foarte mult de ea. Și cealaltă carte pe care mi-a dăruit-o se numește Omul obsedat de cărți de Alison Hoover Bartlett. Omul obsedat de cărți. Asta mi s-a părut foarte interesant. Avem aici o bibliotecă, avem o umbră de om foarte... nu știu, sună așa. An de-a rândul, John a furat o mulțime de cărți rare din librării și anticariate. Nu din dorința de a obține un profit, ci dintr-o iubire obsesivă. Pe urmele lui a pornit un împătimit al cărții, așa a început jocul de a șoarecele și pisica, palpitant și amuzant. Ce tare! Foarte mișto sună. Alison, autoarea, ne oferă o incursiune în lumea cărților și a celor care ar face orice ca să facă rost de ele. O să vedem. Sunt super, super încântată. Deci, în această lună decembrie, am 3 noi cărți pe care le pot adăuga în biblioteca mea și de care mă pot bucura în continuare. Iar acum să vă arăt ultimul cadou, surpriză, surpriză, pentru că nu știam că vine, nu știam nimic. Nu știam de la cine, nu știu, a fost o surpriză și a fost o surpriză absolut fantastică, pentru că am rămas fără cuvinte. M-am prins cine este, am încercat să dau cumva de ea, pentru că nu are nici Facebook, nici Instagram, să aflu cum a aflat, de adresă, cum l-a trimis, de unde, cum... Am încercat, într-un final am găsit totul, foarte repede am găsit toate informațiile și da, sunt super, super încântată să vă arăt. Poate dacă mă urmăriți pe Instagram ați văzut deja, pentru că nu m-am putut abține să aștept până când o să filmez. Am pus pe Instastory o mică poză a ceea ce vreau să vă arăt, dar având în vedere că este un cadou oferit de la o altă urmăritoare, care știu... Încă de pe la începutul canalului că îmi scria, se numește Ioana Alexandra, și îmi scria comentarii încă de la început și cumva ca să ajute algoritmul împărțea comentariile în mai multe comentarii, astfel încât să fie, nu știu, 2-3 comentarii la fiecare videoclip, astfel încât algoritmul să funcționeze și să îmi propulseze videoclipul și eu sunt, nu știu, și mereu îi văd comentariile, deja simțim așa că știu ce îi place să citească, pentru că văzând mereu aceleași comentarii și asociind bulinuța aia pe acolo cu ceea ce scrie și de la videoclip la videoclip, cumva ajung și eu să vă cunosc pe voi și când am văzut pe pachet că scrie Ioana Alexandra, acolo m-am ducut gândit, adică n-are cine altcineva, ea trebuie să fie și ea a fost. Iar ceea ce mi-a făcut cadou este asta. Este un tablou, nici nu un cafe, este un tablou. Este o caricatură cu mine, dar este o caricatură foarte simpatică. Și dacă vă uitați un pic la detalii, avem cărți. Este efectiv, arată ca un videoclip de rap-up de-al meu. Are cărți aici, are ceaiul aici, are prietena mea genială aici și Lucinda Riley aici. Sunt două dintre cărțile mele preferate. Avem cercei mari, avem pălărie, ruj roșu, unghii negre. Deci, nu știu, toată biblioteca din spate, dacă vedeți că este fix rafturile din spate, faptul că biblioteca este din două corpuri, e atât de detaliat cumva totul cum a fost făcut și atât de frumos. Și m-am uitat în continuu la el o perioadă,
Pentru că mi se părea incredibil de frumos, mi se părea incredibil de minunat și nu mă puteam abține să nu mă uit. Și nu pentru că sunt eu în poză, ci a ce înseamnă. Și a faptul că acum 2 ani și ceva, când am început asta, nici nu m-aș fi gândit vreodată că cineva ar putea să-și ia din timp, să pună pe cineva să deseneze o caricatură din asta, să facă un tablou, să-l trimită. La fel și cineva să vină să mă ofere niște cărți să mă vadă din Timișoara, de unde a venit cealaltă urmăritoare care se numește Cristina. Adică sunt niște lucruri cumva, nu știu, imposibile, la care nu te gândești. Să ajungi să cunoști oamenii aceștia și să cunoști niște oameni pe care nu ai fi cunoscut niciodată în viață și să descoperi oameni foarte frumoși și foarte buni și... Mi se pare așa ca un fel de validare a faptului că reușesc să ajung la inimile voastre cumva, că reușesc să vorbesc cu voi și că reușesc prin această cameră și prin acest obiectiv să ajung la voi și cuvintele pe care le zic eu prind undeva în spate și nu e doar un monolog aici în spatele camerei, ci chiar e un fel de dialog. Deci acest va trebui să-l punem undeva, e obligatoriu să-l punem undeva prin casă și chiar... Ne mai gândim momentan, stă așa frumos pe comoda de la televizor, stă aici lângă televizor și ne uităm la el și ne gândim unde să-l punem, să fie undeva central, să se vadă, să se încadreze cu altele, poate facem o galerie foto undeva pe hol și acolo să fie și acesta sau pe lângă bibliotecă pe undeva, încă nu știu sigur, dar am vrut neapărat să-l pun aici pentru că are legătură cu YouTube-ul și dacă n-aș fi făcut YouTube, acest cadou n-ar fi ajuns la mine și acest tablou. Așa o însemnătate dacă nu făceam YouTube și dacă nu ajungeam în direcția asta și... Nu știu. Evident că eu deja am vorbit cu ele și le-am mulțumit și am vorbit despre toate astea și ea știe cât de fericită sunt pentru tablou, pentru cărți, pentru cană, pentru toate. Doar că am simțit nevoia să zic și aici încă o dată un foarte, foarte, foarte mare mulțumesc. Și că m-a atins foarte, foarte mult gestul și surpriza în sine, pentru că chiar a fost o surpriză foarte, foarte frumoasă și da... Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O să fie pus la loc de cinste, iar cărțile o să fie citite și iubite și decana nu mai zic că este folosită și asta și cealaltă de o grămadă de ori. Dar mă simt recunoscătoare și norocoasă în același timp pentru oamenii pe care i-am în jurul meu în mod real, ca să zic așa, și pe oamenii pe care am descoperit în felul ăsta virtual prin voi și faptul că sunteți acolo și mă sprijiniți îmi dă și mai mult încredere și putere și voință să fac asta în continuare și să-mi doresc să fac asta în continuare, pentru că dacă n-aș avea niciun fel de feedback, m-aș fi oprit din treaba asta, că n-aș fi făcut așa pur și simplu doar ca să am câteva ore ocupate pe timp de în fiecare săptămână, adică m-aș fi oprit, dar pentru că voi sunteți aici, mi se pare că am cu cine să vorbesc, continui și eu. Așa că mulțumesc încă o dată, din suflet, din inimă. Și sper să aveți un Crăciun absolut mirific și magic și niște sărbători minunate. Și sper să mă văd față în față cu cât mai mulți dintre voi, astfel încât să pot să vă mulțumesc și personal pentru că sunteți aici. Iar acum, practic, putem continua cu a doua parte și cu globulețul, practic, din Christmas Bingo Board, anume cu decorațiunile Bucureștiului și cum arată Bucureștiul iarna. Pentru că, da, o să fie o parte din filmuleț iarna de când a nins aici în București, o parte din filmuleț este iarna și, efectiv, mi se pare... Superb să am pe canal o parte efectiv cu iarna, cu Bucureștiul iarna în care ninge. Iar după aia se duce zăpada și nu o să mai fie zăpadă în următoarele filmulețe. Nu sunt foarte, foarte multe. Ce am vrut eu să fac practic de la începutul lunii până acum a fost pe unde mergeam, pe unde găseam o casă frumoasă, pe unde mă duceam să mănânc când mă vedeam cu X, cu Y, filmam detalii crăciunistice în caz că aveau. Și practic așa am adunat o colecție, sunt 10 minute pentru că le-am filmat deja și știu câte sunt 10 minute doar, de luminițe, de străzi împânzite de luminițe, de decorațiuni foarte frumoase, de localuri care și-au dat silința să facă niște decorațiuni frumoase în restaurantele lor. Așa că mi se pare că sunt 2 sau 3 restaurante, este și un fel de magazin de decorațiuni care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Sunt străzile Bucureștiului, o să treacă foarte repede cele 10 minute și m-am gândit că poate dacă nu sunteți din București, poate sunteți curioși cum a fost decorat București sau poate dacă sunteți din București, dar nu locuiți aici în momentul de față și poate vă e dor și vreți să vedeți niște imagini. 10 minute m-am gândit eu că nu sunt foarte multe încât să plictisească. E muzică pe fundal și sper că o să vă placă. Spuneți în comentarii dacă ați citit una dintre aceste cărți pe care le-am primit eu și cum vi se pare Bucureștiul iarna și cum sunt orașele voastre acum iarna și cât de multe luminițe aveți. Chiar și foarte vreau să văd ce decorațiuni sunt în alte orașe, dar măcar să-mi spuneți voi așa dacă nu putem să ne împărtășim poze. Iar noi ne revedem foarte, foarte curând cu un alt videoclip.
Până atunci, să aveți un Crăciun absolut magic și vizionare plăcută în continuare. Bye, bye! Ninge! Deci, uitați-vă ce fulgi mari sunt, ninge, în București, după, nici nu știu, cred că în ultimii câțiva ani n-a nins. Uitați-vă cum ninge! Este absolut superb! Am ieșit afară, a trebuit să ies afară. Să mă bucur, în primul rând, și să filmez, în al doilea rând, ca să apară pe cameră, pe Vlogmas, pentru că anul trecut n-am avut zăpadă pe Vlogmas și anul ăsta ninge și avem zăpadă. Nici măcar nu știu în ce Vlogmas o să pun ăsta, da, filmulețul, dar nu contează. Important este că avem zăpadă. Este 7 decembrie și Moș Nicolae, cu întârziere, ne-a adus zăpadă. Sunt cea mai fericită acum, sunt cea mai fericită, abia aștept, sper să ne pună, sper să avem zăpadă în acest vlog, mă sunt mai multe filmulețe, așa că, da, să ne bucurăm de zăpadă! Thank you.
Mm-hmm.